Ok, gata, întoarce-te și alege. Bă, dacă nu ai intrat, mănânc acum. Bă, dacă nu stai de la început, nu mă mai jucam. Salutare, gașcă, și bine ați venit la un nou vlog. Numele meu este Radu Chirilă și astăzi, dragilor, sunt cu Florentin aici. Aveți linkul canalului lui de YouTube în descriere. Dați-i un subscribe dacă nu ați făcut-o încă. Și astăzi o să facem un lucru scârbos. Scârbos în adevăratul sens al cuvântului, pentru că unul dintre noi va avea neșansa să mănânce mâncare udă. Adică o să facem challenge-ul ud versus uscat challenge astăzi. Unul dintre noi unde a pus mâncarea udă, unde a pus mâncarea uscată, le amestecă, celălalt trebuie să aleagă și ghinionul celui care prinde mâncarea udă. Asta e. Ideea e că trebuie să o încercăm, trebuie să vedem ce gust are. Poate sunt mâncări care chiar sunt bune. Da, așa este. Și cum facem? Facem una și una, de exemplu, eu pun un produs și știu unde e, după aia și eu le amestec, după aia tu faci chestia. Da, așa să nu știm, ca să nu știm amândoi odată ce da, și cum. Așa okay, mai bine. Hai să dăm piața hârtie foarte și să vedem cine începe primul. Ok. Am emoții. Dau cu degetul. Haide. Hai. 3, 2, 1 și. 3, 2, 1 și. E piatra. 3, 2, 1 și. 3, 2, 1 și... Ok, am pierdut. Te-am bătut. Tu o să deci eu primul. O să pun primul, da? Ok. Ok, aici o să trebuia să pun puțină apă în ăsta. Pune-o apă. Pup! Gata? Ok, întoarce-te cu spatele pentru că eu trebuie să manevrez aici. Ok. Și arăți la cameră? Trebuie da. Trebuie să știu și o produsă sau nu? Dar nu contează. Nu contează. Doar le pui acolo, în apă sau apă uscat. Pe da. Mare. Da. Asta voi face. Poate să amestec și nu știu, astea. Da, nu știu. Bă, ce dorești. Ok, deci eu l-amestec, fii atent. Da. Și o să trebuie să ghicesc acolo. Mamă. Ok. Să vezi că e. Nu amesteci, bă. Ok, gata, întoarce-te și alege. Care crezi tu că e mâncarea uscată? Pentru că aia ar trebui să o alegi. Care crezi tu? Mamă, am niște emoții, pentru că în funcție de alegerea ta o să fie bine sau rău pentru mine, deci... Da, așa e. Cumva ar trebui să ți duc unde e. Păi și îmi zici ce? Sau... Ba, de capul meu. Treaba ta, nu știu. Păi la alegi? Ăsta. Ta, nu știu. Ăsta la alegi. Deci nu știu ce să zic. Ăsta e. Hai. Deci e... Fii atent, poate să fii nasol. Tio, gata, ridic sau ridic? Hai, de odată. Bine, hai, 3, 2, 1 și... Asta e chiftea. Ah, bă, chiftelele sunt bune. Deci ador. Deci pot să-ți fac în ciu. Oh, miroase bine. Deci am o... Și sincer, chiar mi-era foame. Deci chifteaua asta pică la fix. Bă, dar de ce a trebuit eu să... Gândește-te că e o supă, că e o ciorbă cu perișoare, că e o ciorbă de carne, știi? Da, nu cred că ar fi rea. Dar apă cu... Ai de cap. Ok, eu mănânc. Și cum să... Mamă, e bună. Salmuiat. Nu? Da, e moale. E... E textura nasoală. Bă, nu chiar așa e, da? Nu? Udă. Nu e. Ai umezit-o bine. E moale rău de tot, asta e nasol. La textură chiar e nasoală, dar... Te să o mănânci pe toată, aia e provocare. E provocare chiar trebuie. Eu am mâncat-o. Dar da, chiar trebuie tot. Băi, dar e... Dar nu-i chiar atât de rea, adică, bă, aici eu cred că am avut noroc. Da, pentru că nu s-a intrat atât de... N-a intrat înăuntru, e prea multă apă. A, bă, dacă n-a intrat, mănânc acum. Acum mănânc. Păi trebuie să intre apă în ea, păi ori facem challenge-ul ăsta. Băi, dar nu! Gata, a intrat apă acum în ea, cu mușca din ea și a intrat apă. Acum, mușcă din ea. Nu, ăla, pe toată măcar mușcă, gustă. Băi, dar nu pot să cred, frate, ce faci, pe bune? Hai, gustă. Mamă, ce... Mamă, deci... A, ce fel să scurge apa din ea. E ciudat, îți spuneți. E, mai moare acum, mai lucru. Mai bă, e moare rău, frate, ce? Zici că am supă cremă de... Hai că am reușit. Acesta e produsul. Facem așa. Pac. Și bineînțeles. Băi, sper să nu prind tot udă eu. Mă. Cât de nasol. Doamne, deci nu pot să cred.
Deci nu pot să cred. Deci v-ați dat seama ce e acolo? Aoleu, nu pot să cred cum faci, frate. Deci asta vine aici. Să așa să amestecăm cum trebuie. Amestecăm? Trebuie să-l derutez, că altfel degeaba. Hai de capul, deci nu pot să cred. Mamă, ce emoții am, deci nu mai pot. Băi, deci acum mă gândesc. Cred că tu ai făcut manevră, ai pus... Da. Se poate. Sau nu se poate. Cine știe ce am făcut? Oare cum să aleg, cum să aleg? Dragilor, transmiteți-mi energia voastră, apăsați butonul de like. Care e aia uscată, frate? Nu știu, eu zic să o alegi pe asta. Sau pe asta. Băi, deci deja gata, deja gata, nu mai știu ce să mai aleg. Aveam ceva în minte, dar acum... Nu mai știu, ok, alege ce vrei tu. Ok, eu aleg pe asta. Ești sigur? Da. Cum vrei tu. Ha. 3? 2? Da? Ce? Ok, hai, o aleg cu asta. Bine, hai. 3, 2, te întreb. Sigur? Da. Bine, 3, 2, 2, 1 și... Hai de capul meu. Hai, mă, să cred. Mamă, ce-am ales, am ales bine. Wow, pâine. Este pâine extraordinar. E pâine cu... în apă, cred că e cea mai nasoală chestie pe care poți să o mănânci da. Vreodată în viața asta. Pâine cu apă. Niciodată să nu mâncați pâine cu apă. Eu mâncam foarte mult și încă mai mănânc câteodată pâine cu lapte. Pâine cu lapte, da. Dar faza e că elimină, îți mai dă gust laptele, știi? Apa, parcă îi taie din orice. Haide, stai că să te... Poftă mare! Vai de cap. Mamă, cum arată! Mamă, cum arată! Ai văzut vomit! Mamă, cât de nasol e! Mamă, cât de nasol e! Vedeți cum... Pâine în apă! Nu, a mea e chiar foarte bună! Ai înghițit-o? Da! Mamă, nu pot să cred! Mamă, nu, știi ce nasoală e? Da, știu! Nasoală, nu! Nu pot să mănânc pe toată, am mâncat! Nu pot să mănânci? Nu! Deci, n-ai, nu pot, vomit. Ok, două secunde. Da, mamă, da. Deci o să iasă nasol tare de tot, crede-mă. Da. Ok, gata. O vreau pe asta. Bă, deci m-am dus așa, direct pe asta vreau. Băi, nu știu, treaba ta. Gata, deci am venit așa, zic, băi, stai așa că poate face vreo șmecherie. Ok, chiar aia vreau să zic și eu să o alegi. Serios? Ok, hai, 3, 2, 1. Hai de capul. Mamă, și ți-am dat semnale, ți-am dat... De capul. Deci nu știu ce să zic. Nu succes. Deci ai un noroc astăzi incredibil. Și asta e destul... Băi, deci e nasoală, crede-mă. Deci un lucru pe toată napa așa. Deci tu nu crezi că faci treaba asta. Eu ți-am oferit acolo, am lăsat mai asupra. Am văzut. Să-ți dau șansa să... Părinte? Da. Cum e? E bună? Toată, e ca pâinea. S-a făcut ca pâinea, doar că gustul ăla de vanilie te saldează. După care îi dă un gust. Dar e o combinație ciudată. Deci gustul ăla de vanilie, combinație cu gustul ăla, textura aia slinoasă, e mai bună ca pâinea. Da, nu știu de ce mi se pare atât de ciudat, pentru că mai mănânc. Copiii mici chiar mănâncă chestii muiate. Păi da, când mănâncă, când sunt mici, nu mănâncă chestii mai muiate, da, mai pasate, mai... Alea sunt procesate. Nu știu, mă. Nu ca noi. Mamă, dar ce nasole, deci nu pot să cred că am câștigat încă un punct, dragilor. Apăsați butonul de like acolo, strângem 30.000 de like-uri la vlogul ăsta. Ok, rândul tău. Ultima rundă, dragilor. Este 2-1 pentru mine. Curați-mi baftă în secțiunea de comentarii. Sper să câștig, dragilor, pentru că în joc sunt 1000 de lei. Știi ai, nu? Bă, dacă nu știai de la început, nu m-am mai jucat. N-am bani. Ok, trebuie să recuperez banii care i-am pierdut în ultimele vloguri cu tine. A? Și am venit cu challenge-ul ăsta super tare și văd că încă sunt pe val. Pe val. 2-1, ai grijă. Hai să vedem. Dragilor, produsul ăsta nu-l știu, este produsul adus de Florentin de acasă. Asta chiar nu-l știe pentru că l-am ascuns. Mamă, deci am niște emoții. Te rog frumos, să nu fie caracatiță, să nu fie meduze sau chestii de genul ăsta. Fudulii. Fudulii, te rog eu frumos, orice, dar numai din astea. Gata. Da, încerc să mă conectez. Încerc să mă conectez și asta zic că e aia uscată. Ok. Eu așa zic. Deci eu asta zic, asta vreau. Bine. Asta vreau să leg. Ok, hai. Haide.
Hai, după reacția ta, cumva îmi dau seama că e bine ce aleg. Da, dar poate psihologie inversă. Da, ar putea fi psihologie inversă, dar nu știu ce să zic. Ok, hai. Eu am încredere în alegerile mele, chiar dacă srele, ei mi-au transmis asta. Hai, 3, 2, 1. Deci nu pot să cred, frate. Am câștigat. Deci nu pot să cred așa ceva. Ia. Mama, nu pot să cred așa ceva, băieți. Mama, cât de bună e asta. Mama, deci era scufundată la fund, frate. Aoleu. S-a topit. Ciocolată în apă, bă. N-am mâncat niciodată ciocolată cu apă. Mama. Nu știu cât ar fi de rea. Zai, că acum a gust. Ai noroc, pentru că nu a pătruns apa în mijloc. A topit-o puțin la suprafață. Adică nu cred că ar fi rău. Bă, nu e rea, dar e bun. Nu e rea, deci rea nu e. Dar cumva vi se udă ciocolata în buzunar, vă prinde ploaia pe drum, e bun. E bună, poți să o mănânci? Numai că e ciudat că prin afară e mai moale. Și e ca și cum ți-a bătut-o soarele, da? Da, s-a dat. A, deci nu e cine știe. Nu e chiar cine știe, da. Deci ciocolata cu apă, eu nu știu. Ciocolata cu apă e bine, ok, dragilor, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să dați un share, să vadă și prietenii voștri, să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă și la canalul lui Florentin, aveți un link în descriere, și să apăsați butonul de like. Neapărat, apăsați like. Ei bine, dragilor, eu sper că v-a plăcut vlogul ăsta, pentru că noi chiar am încercat niște lucruri ciudate și credeți-ne că chiar au un gust dubios unele lucruri puse în apă, cu toate că nu înțeleg de ce au devin atât de scârboase. În orice caz, noi am încercat și sper să apreciați asta cu un like. Și ne vedem foarte, foarte curând cu un nou clip absolut genial. Pa, pa, pa. Ciao.